Există o eternă plângere din partea antreprenorilor, a șefilor de industrii, a lipsei forței de muncă. E nevoie de meseriași pe piață, e chiar meseriile sunt mai profitabile și financiar decât o diplomă de la o facultate care nu-ți oferă o perspectivă concretă de meserie. Cum vedeți posibilitatea asta de a transforma din nou meseriile în ceva căutat, în ceva care să nu reprezinte, nu știu, o rușine că n-am fost în stare să mă duc la liceu sau la facultate și am ales să fac o meserie? Avem învățământul dual, s-a desființat acum 20 de ani, s-au desființat școlile profesionale, nu știu dacă a fost o idee bună. Care ar fi perspectivele în viitorul imediat? Pentru că economia nu așteaptă. Așa este, economia nu așteaptă și ne-am bazat pe asta atunci când în lege am introdus ruta duală completă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poți să intri în ceea ce noi numim acum școală profesională și să continui până la nivel de doctorat dacă consider că îți trebuie acest lucru și că ai talent în acest sens. Anul acesta am introdus programele duale în universitar. Avem 18 programe deja autorizate să funcționeze și numărul lor va crește pentru că avem finanțate 29 de campusuri duale integrate. Ce înseamnă aceste campusuri? Înseamnă că școlile profesionale și liceele tehnologice împreună cu universitățile din zonă, cu primăriile sau Consiliul Județean și cu angajatorii, cu companiile, stabilesc împreună de ce meserie e nevoie, dezvoltă programele până la ce nivel de calificare este necesar pentru meseria respectivă și ajută copiii, inclusiv prin dezvoltarea de infrastructură, burse, facilități fiscale pentru angajatori, să aleagă această rută și să fie una respectabilă, știind că au un loc de muncă garantat când finalizează. Avem 29 de campusuri duale, finanțarea este undeva peste jumătate de miliard de euro, deci undeva la 588 de milioane de euro, în ideea în care noi în 2029-2030 trebuie să nu mai avem alt fel de învățământ tehnologic în România decât dual. Asta înseamnă că dacă angajatorul nu are nevoie și nu solicită și nu se implică, nu are rost să școlarizeze pe ruta respectivă. Am văzut în școlile profesionale duale de la Brașov, de la Alba, de la Timiș, cum acești copii sunt mult mai bine primiți de către piața muncii și sunt mult mai bine plătiți. Și atunci, cumva văzând succesul acestui tip de învățământ, am decis că este cazul să investim mai mult în el. Mai e un lucru, angajatorii ne tot spun și fac și ei asta și cred că e nevoie să o facem și noi la nivel național. Meseriile nu mai sunt ce erau înainte. Nu mai există meserie fără competențe digitale. Multe procese sunt deja robotizate sau digitalizate. Nu mai există meserie fără competențe transversale, fără să știi să lucrezi în echipă, să rezolvi probleme, fără să ai o anumită etică a muncii. Și atunci, eu cred că trebuie să redefinim această viziune negativistă, moștenită despre cei care fac meserii, pentru că dacă ne uităm la companii, ei ne spun că uneori ei plătesc mai bine pe cei care termină un program de pregătire profesională decât pe cei care termină învățământ superior și mai au nevoie de nu știu cât timp până când își intră în mână. Am văzut chiar universități de prestigiu, de exemplu, 8 din cele 18 programe de învățământ superior dual sunt dezvoltate de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care este cunoscută pentru focusul ei pe cercetare, pe excelență. Dar chiar și așa, ei au înțeles că dualul universitar este mai degrabă o apropiere de piața muncii decât o intrare într-o zonă de pregătire pe care universitățile până acum n-au atins-o. Și practic trebuie să spunem că meseria e în continuare brățară de aur, este foarte bine plătită, da? Și să le explicăm că vorbim despre meserii care nu mai implică atât de mult muncă fizică cât implică capacitatea de a te adapta la piața muncii, de a aplica cunoștințele, de a înțelege ce are nevoie piața și de a fi acolo când e nevoie să te regalifici. E nevoie și de o investiție în PR pentru chestiunea asta, să oamenii să afle cu adevărat că au aceste opțiuni, nu doar să plece la muncă în străinătate și să fie aduși, nu că am avea ceva împotriva imigranților, dar e o anomalie ca tinerii români să plece în străinătate și în România să muncească. Este și oameni din Asia, că ridicați asta. Mi se pare absolut paradoxal, ca să nu spun incredibil, că avem
un procent de tineri care nu sunt nici în educație, nici în formare, nici angajați, atât de mare, da, vorbim de aproape 20% după ultimele statistici, și în același timp să ne spună angajatorii că nu găsesc oameni competenți. De aceea am extins, de exemplu, programele de a doua șansă. De aceea ne dorim ca flexibilitatea între rute, dacă ai început pe o rută de liceu și consider că nu e bună, să fie foarte simplu să treci la altă rută, pentru că avem nevoie de oameni care să poată să-și câștige existența în mod decent și să fie cetățeni activi. Dacă unul din cinci tineri nu-și găsește locul în societate și în economie, vom avea probleme enorme de acum încolo. De aceea investim atât de mult în învățământ dual, de aceea investim atât de mult în programe sociale, dacă vreți, de susținere a copiilor care n-au nicio vină că s-au născut în familii fără posibilități sau fără orizont educațional. Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, cel mai mare program de acest tip din România, dă bani direct școlilor pentru a face activități care să prevină abandonul școlar la copii. Nu mai putem să pierdem copii și nici tineri.